Bine v-am regăsit aici la Întâlniri Capitale, sunt Ioana Broșten. În zilele acestea ale începutului de primăvară, așa cum prea bine știți că nu se poate să nu fi observat asta, toată lumea vorbește despre femei, despre dragoste, despre daruri, despre sentimente, despre tot felul de trăiri speciale. Și ideea ne-a venit exact de la aceste zile speciale, apropo de tema acestei emisiuni, să vorbim despre relația de cuplu. Este un subiect care interesează tot mai multă lume în ultima vreme. De ce? Pentru că e simplu să te îndrăgostești, poate că este relativ simplu să stabilești o relație, să te împrietenești, să stabilești o relație de cuplu. Mai greu este să o și păstrezi, să o păstrezi acolo la înălțimea aceea unde ai început-o, să fie ceva frumos și adevărat și să nu se transforme în rutină. Invitata ediției este Corina Stratulat, numerolog și antreprenor. Corina, bine ai revenit la noi! Mulțumesc foarte mult pentru invitație și sper să dăm informațiile de care cei de acasă au nevoie. Nu este nimic întâmplător după venirea Corinei la noi prima dată, în urmă cu câteva săptămâni, când ne-a povestit câte ceva despre numerologie, ne-a introdus puțin așa în taina numerelor, a fost un mic ABC al numerologiei. Au fost foarte multe întrebările care au venit de la voi, care au venit din jurul nostru și de aceea ne întâlnim din nou cu Corina, vorbim despre relația de cuplu astăzi. Cum ne exprimăm emoțiile? Este normal ceea ce se întâmplă în anumite zile, cum sunt zilele acestea așa numite speciale, 1 martie, 8 martie, au fost 14 februarie, 24 februarie, zilele de naștere ale celor dragi sau alte sărbători, atunci să dăm toți pe afară manifestându-ne în fel și chip și în restul timpului ce facem? Este normal, așa cum ai spus, pentru că societatea ne dă acest mesaj și noi trebuie să ne integrăm. Avem nevoie de aprecierea celor din jur. Așa că dacă s-a promovat că de 1 martie să oferim mărțișor, vrem, nu vrem, o să o facem, însă nu este tocmai natural. Ce vreau să spun cu a fi natural este să simți să faci acel cadou. Să nu fie obligație, să fie un impuls firesc. Da, să ne vină natural, să facem un gest frumos pentru persoana dragă din viața noastră. Fiecare persoană funcționează într-un anume fel. Acum noi am mai vorbit numerologic și mă bucur să fac această analiză pentru cât mai multe persoane. Din numerologie noi vedem cum funcționăm pe pilot automat. Cumva acele informații la nivel de subconștient care ne dau comportamentul nostru instinctiv de zi cu zi. Adică, pentru un bărbat poate să îi vină foarte ușor să facă complimente pentru femeia din viața lui sau să fie o persoană care niciodată pe an să nu spună ești frumoasă, mulțumesc pentru ceea ce mi-ai pregătit și să îi se pară foarte greu să se conformeze acestei gândiri sociale de a face cadouri permanent și aprecieri. Pentru că el așa funcționează, nu înțelege această nevoie a femeii, nu știe cum să se exprime, poate fi o persoană care la nivel emoțional nu se exprimă deloc și nici nu-i pasă cum este perceput neapărat în relație și de nevoia celuilalt. Este, de fapt, după părerea mea, un proces de autocunoaștere al nostru personal și apoi, la nivel de relație, dacă vrem să avem o relație împlinită, fericită și de viitor. Este și un pic de muncă în relații, mai ales în relația de cuplu. Da, eu zic puțin, dar e posibil să fie un pic mai mult. Evident că în primii ani, pasiunea și dorința și îndrăgosteala este atât de mare încât suplinește multe aspecte, dar după o perioadă trebuie să învățăm să fim atenți la nevoile celuilalt. Și asta nu e tocmai ușor. Aici vorbim de capacitatea de exprimare a emoțiilor, ceea ce spuneai tu. Există o diferență mare între femei și bărbați, că poate de multe ori femeile cer mai mult decât știu bărbații să ofere. Sau vorbim așa de niște medii statistice, nu de toată lumea. La nivel general, da. Femeia este mult mai multă emoție pe de-a întregul ei. Dacă vorbim numerologic, bărbatul este unul,
femeia este 2. 1 înseamnă gând, înseamnă psihic. 2 înseamnă emoție, trăire, relație, conexiune. Așa că doar din acest aspect ne dăm seama de ce o femeie are această nevoie de a-i se spune permanent. O femeie se îndrăgostește de ceea ce aude, nu de ceea ce vede. Bărbații au nevoie să vadă lucruri frumoase. Acum, uitându-ne în societate, înțelegem de ce femeile fac eforturi să arate bine. Și pentru un bărbat, chiar nu contează foarte mult cum arată, important este să vorbească frumos, să șoptească frumos la ureche, ca să aibă succes, nu? Da, interesant. Da. Dacă ajung două persoane, un bărbat și o femeie, să, prin forța împrejurărilor, să formeze un cuplu și ei sunt atât de diferiți, există metode, există variante, există lucruri care să netezească asperitățile și să-i facă să rămână împreună? Sigur că da. Într-un cuplu nu vorbim doar de compatibilitate, care evident că este importantă, mai ales dacă vorbim de relația intimă. Avem nevoie să fim complementari, da? Să ne susținem, să putem funcționa ca o echipă. Dacă noi am fi perfect compatibili, am semăna 90%, să nu zic 100%, ar deveni plictisitor și ne-am certat cine deschide ușa. Da? Unul este în față, celălalt urmează. Nu neapărat doar femeia urmează, poate și ea să... Să se schimbe rolurile. Sigur că da, dar perioadă. Trebuie să învețe să facă echipă. Să aibă un obiectiv comun și obiective individuale. Un cuplu are de suferit în momentul în care unul dintre parteneri suferă la nivel individual și cere celuilalt ceea ce el nu are. Ai spus că trebuie să fie o echipă, un cuplu, că trebuie să fie complementari. Da. Avem nevoie tot timpul ca celălalt să ne susțină necondiționat, cealaltă jumătate a cuplului în care suntem? Sau... E nevoie și de critica aia constructivă ca să echilibreze lucrurile. Acest necondiționat ar putea fi în regulă atât timp cât nu încălcăm celuilalt nevoia lui. Dacă o femeie cere permanent atenția bărbatului, e posibil să ducă la extrem și el să nu mai aibă timp de el. Adică fiecare are propriile nevoi și necesități. Nu putem cere... în extreme, din partea celuilalt și înainte de a cere, haide să oferim. Da, o lecție importantă aceasta a oferitului. Se spune de multe ori că bucuria cea mai mare de acolo vine, de la oferit, nu de la primit. Și atunci chiar este important să învățăm asta. Este important, ne-am obișnuit să cerem. Poate că da, femeile cer un pic mai mult. Nu neapărat că sunt neputincioase, pot, însă le place să fie mai răsfățate, mai răsfățate, da? Și bărbații au impresia că totul este dus un pic la extrem și au și ei nevoile lor. Însă ei nu comunică așa de mult, ei nu spun ce au pe suflet, țin foarte mult în interior, chiar dacă sunt nemulțumiți. Ce se întâmplă în mod practic când la tine, bănuiesc că se întâmplă asta, se întâmplă să vină un cuplu la început și să spună am vrea să știm cum stăm la capitolul compatibilitate. Da. Ce îți pot arăta numerele? Că vorbeam de magia numerelor și de ceea ce poate să fie numerologia în viața noastră. Ne arată foarte multe aspecte. În primul rând această capacitate de a ne exprima. O capacitate care ne ajută efectiv să știm dacă cel de lângă noi este mulțumit pentru că ne transmite sau este nevoie permanent să facem noi diverse lucruri ca să ajungem la ceea ce își dorește. Noi presupunem că am spus ce ne-am dorit, că celălalt n-a auzit. Însă este posibil ca de fapt noi să nu știm să comunicăm. Dacă ne ducem către comunicare, să fim aici defectuoși sau să spunem lucrurile într-un fel în care celălalt efectiv nu aude. Adică deci, trebuie să setăm un limbaj comun de comunicare. Propriu zis, o analiză numerologică îți poate determina niște pași comportamentali. Da. Adică, uite, tu ești așa din cauza... numerelor care ți guvernează viața. Așa te-ai născut, da. Ar trebui să te porți în felul acesta. Da. Ar trebui să comunici mai mult, ar trebui să faci anumite lucruri și deja asta este, poate deveni o rețetă. Așa este. Chiar am un cuplu în momentul ăsta cu care lucrez mai mult și soțul
efectiv, într-un an de zile, nu i-a spus soției o singură dată te iubesc. Asta am primit informația de la ea. Când am discutat cu el, el zice, da cum? Dar în fiecare zi îi arăt, uite cât te fac. Îi arăt, uite ce sacrificii fac, totul fac pentru ea și pentru familie. Cum să-ți spun așa ceva? De fapt, el nu o verbalizase. Într-adevăr, acțiunile lui și comportamentul ar fi putut fi catalogate că da, chiar o iubește și face tot ce poate, însă nespunându-i, iar ea având o nevoie foarte mare să îi se spună, să audă din gura lui, s-a creat acest decalaj. În acest caz, încă nu a ajuns să fie o problemă, o urgență, însă sunt foarte multe cupluri la care, dacă nu este satisfăcută această nevoie de a auzi, se ajunge la trădare, se ajunge la divorț foarte ușor, pentru că se rupe legătura. Ceva se rupe. Uite, da. Așa numerologul ajunge să fie un psiholog. Într-o formă, o terapie sigur. De cuplu. Așa este, da. La fel, din numerologie, înțelegem cât de mult avem nevoie de aprecierea celorlalți. Evident că cele mai mari așteptări le avem de la partenerul de viață. Dacă el nu ne spune că suntem buni, că arătăm bine, că am făcut ceva deosebit, noi efectiv ne uscăm pe interior, da? Nu mai avem energie, nu mai avem motivații. Este posibil ca partenerul de cuplu să nu facă în general aprecieri sau să îi se pară dubios chiar să spună tot timpul ești frumoasă. Sau să-i se pară că spune, cum povesteai de cazul anterior, și de fapt el să nu transmită deloc acest lucru. Deloc. Și atunci la fel învățăm. Dăm o temă. O dată pe lună spune-i trei lucruri frumoase ca să primească această energie. De asemenea, vedem capacitatea noastră de sacrificiu. Nu aș vrea să fie interpretat negativ sacrificiu. Este cât de responsabili și de implicați suntem noi în această relație sau, ok, am o relație, să fie acolo. Dar nu îi acordăm atenție. Poate că înainte de termenul de sacrificiu am putea să folosim sau să pomenim de termenul de responsabilitate. Știi, mă gândesc că pe lângă toți fluturii aceia din stomac, îndrăgostire, plutire, visare și așa mai departe, pe urmă, vine și un moment în care vrei, nu vrei, devii pragmatic și trebuie să fii și cu picioarele pe pământ, începând de la cine duce gunoiul astăzi. Sigur, știi? Trăim într-o lume materială, oricât de spirituale am fi și boemi și romantici, până la urmă trăim într-o lume materială, avem nevoie de un loc în care să ne odihnim, avem nevoie să ne hrănim și lucrurile astea cineva trebuie să le facă. Aici mergem deja în asumarea de roluri. Într-o relație lucrurile merg foarte bine când fiecare știe ce rol are în acea relație. Dacă vorbim de un cuplu în care au apărut deja copiii, deja în acel cuplu sunt mai multe roluri. Avem rolul de iubit-iubită și rolul de mamă-tată. Care niciodată nu trebuie confundate, din câte știu eu. Limbajul este total diferit și în momentul în care suntem singuri, ca și părinți, în loc să ne comportăm și să ne adresăm unul altuia ca iubita mea, soția mea, vorbim, mami, ce mai faci azi? Mami, ce facem? Tati, unde mergem? Când de fapt nu sunt copii în preajmă. Și atunci uităm să ne trăim dragostea și intrăm prea mult într-un alt rol cu un limbaj greșit. Ne limităm la un singur rol când de fapt ar trebui să avem mai multe acolo. Da, sunt cupluri care lucrează împreună. Fie sunt colegi, fie au un business împreună sau sunt doar asociați. Și acolo trebuie stabilite clar regulile de funcționare și fiecare ce face și cum își împarte atribuțiile, pentru că vor eșua, vor avea foarte mari probleme ori în cuplu, ori în business, dacă nu separă bine lucrurile. Trebuie stabilite niște granițe clare. Sună totul foarte logic. Adică este nu logic. Aducem familia în afacere sau la serviciu și la rândul, în sens invers, nu ducem problemele de la muncă acasă. Problema este că e așa ușor să spunem, sau cu toții, da, cu toții conștientizează și până la a pune în practică e mai greu. Însă totul se face prin pași simpli. Asta, nu este... Exact asta vreau să întreb. Probabil că există metode și pentru această problemă a asumării rolurilor. Pentru că sunt convinsă că există și oameni care au aceste probleme. Destui.
Foarte mulți. Foarte mulți. Eu vin din zona de business și întâlnesc foarte mulți antreprenori și de obicei românii fac așa business de familie și totul este amestecat, nu se mai ține cont de nicio regulă, nu mai au timp liber, nu mai au vacanță, copiii sunt duși de colo-colo și apare evident probleme. Reguli simple de genul, ok, am terminat treaba la ora 7, gata cu discuțiile despre birou. Ne focusăm pe copii. Mergem la serbare la copil, păi suntem acolo cu toată mintea, tot corpul și tot sufletul. Lăsăm problema de la birou. Trăitul conștient, parcă era acesta. Conștient, în prezent. Da, să te conectezi 100% în momentul prezent și la ceea ce faci. Ceea ce este destul de greu. Eu îi înțeleg, e un proces de dezvoltare personală foarte lung, e un proces de autocunoaștere intens, la care, de care avem nevoie, vrem, nu vrem. Întrebarea este, la cât de puțin timp avem cei mai mulți dintre noi, pentru că viața are ritmul pe care îl are și suntem în general foarte alergați. Noi, ca oameni, în general, au timp cei care vin la tine să parcurgă toți pașii necesari, să învețe toate aceste lecții, să pună în practică ceea ce li se spune și să vadă că se întâmplă schimbări și că apar rezultate? Da, pentru că, de fapt, oamenii nu vor schimba nimic în viața lor, doar vor fi mai atenți. Vor observa cum fac lucrurile. Ok, dacă noi de dimineață avem un ritual, ne trezim, ne bem cafeaua, mergem la birou, nu înseamnă că de-a doua zi, intrând în procesul ăsta de autocunoaștere, nu vom mai bea cafeaua, nu ne mai trezim, nu mai stăm la povești. Însă în momentul în care ne bem cafeaua și 10 minute stăm și ne relaxăm, poate cu iubita noastră țigară, suntem un pic atenți și în interior. Îi dăm un pic de atenție și corpului, dar ce simt eu în momentul ăsta, dar ce mă nemulțumește? Începem măcar să ne punem întrebări. Spuneai că suntem alergați. Sincer, eu cred că ne alergăm singuri. E foarte posibil, dar multe ori. Ne alergăm pentru că a ne uita în interior și a vedea ce simțim, dacă suntem mulțumiți în relație, noi cu noi, cu familia, cu jobul, poate fi destul de dureros. Și mai bine stăm în ritmul ăsta nebun ca nu cumva să vedem unde este buba. Mm-hmm. Un pic, o altă metaforă ar fi, ne-am obișnuit să băgăm gunoiul sub preș și ne teamă să dăm preșul ăla la o parte. Și până la urmă, dezvoltarea personală cam asta înseamnă să ne asumăm, să ne uităm la ce s-a acumulat acolo. Nu o putem face brusc. Schimbarea sau evoluția ar fi bruscă doar printr-o traumă. Probabil l-am observat, oamenii care trec printr-o tragedie, la nivel personal sau profesional, sunt total schimbați. Nu vrem să ajungem acolo, nu vrem să fie nevoie de o tragedie ca să ne schimbe, să înțelegem niște lucruri. Și atunci o luăm etapizat. Ok, dimineața când beau cafeaua cu iubita mea, mă întreb, dar tu cum te simți? Dar ce ai de gând să faci azi? Ne facem planuri împreună. Uite, eu m-am gândit la asta. Tu ce părere ai? Simple discuții detașate, fără să ne supărăm de reacții, fără să ne supărăm că, nu știu, copilul se plânge de ceva. Pur și simplu să fim așa un pic filozofi, dacă ar fi... Știi la ce mă gândesc? Toate lucrurile acestea sunt atât de simple și de fapt prea simple. Sunt simple și le știe toată lumea. Atât de simple încât probabil te gândești, la ce poate să mă ajute? Este o copilărie, ce poate să schimbe asta? Pe de altă parte, sunt atât de mulți cei care au diverse probleme. În relație, în comunicare, în stabilirea și înțelegerea rolurilor proprii și așa mai departe. Înseamnă că lucrurile acestea simple fac mult mai mult decât ne imaginăm noi. Fac totul. Până să ajungem, cum spuneam, foarte mulți vor să fie spirituali, să se dezvolte spiritual, ceea ce este minunat. Dar până ajungem acolo, haide să trecem de pașii de bază, da? Până să scriem poezii, să învățăm odată alfabetul corect. Obligatoriu. Da? Cum să avem pretenții, să avem o relație fericită când noi nu suntem deloc bine cu noi? Știm că venim cu un bagaj emoțional atât de puternic și am avut poate diverse traume sau provocări în viața noastră și să ne așteptăm că o să vină un partener și o să ne rezolve nouă toate problemele.
în momentul ăla îi dăm o responsabilitate mult mai mare decât și-ar dori și decât poate să ducă. Relația este să iubim, da? Să oferim și, evident, vom și primi. Bagajele noastre emoționale fac rău oricărei relații, fie că de cuplu, de mamă, copil sau și, și în zona profesională. De asta insist foarte mult pe acest proces de autocunoaștere, de a înțelege ce simțim, dacă ne simțim rău, de ce ne simțim rău și să dăm voie să vedem clar. Eu am mai spus și de la trecută, parcă mergem cu mașina pe autostradă și este atât de multă ceață încât nu vedem mai mult de 10 metri. Iar la radio auzim avertismentele, nu vedeți mai departe de 50 de metri, atenție cum conduceți. Și ne-am obișnuit cu asta și ne se pare normal. Dar nu este, așa cum am început, natural. Este ideal să vedem situația de ansamblu, să vedem mai mult de 10 metri, să vedem în stânga, în dreapta. Dacă sunt foarte multe persoane care spun eu am o relație toxică sau nu știu cum Dumnezeu se întâmplă, că mereu nimeresc în relații toxice sau că același tip de bărbat vine în viața mea și mă nedreptățește. Oare doar exteriorul complotează sau este ceva în interiorul nostru care atrage astfel de lucruri? Transmite ceva. Este ceva ce noi nu am rezolvat. Și toate aceste lucruri ar putea să întrebe cei care nu știu sau n-au văzut până acum, n-au auzit despre asta. Toate aceste lucruri și aceste explicații să vină de la cifre? O mare parte, da. Numerologia ne spune felul în care ne-am născut, aluatul din care suntem noi făcuți, cum funcționăm la nivel de psihic, cum funcționăm energetic emoțional, ce nevoie avem de apreciere, cât de multă responsabilitate ne asumăm în general, partea aceasta materială, cât de mult ne impactează și cât de mult contează pentru noi, de exemplu, stabilitatea financiară. Aceste lucruri, da, le vedem, sunt informații la nivel de subconștient pe care, din păcate, le accesăm destul de greu și numerologia este o cale extrem de rapidă să vedem, însă trebuie să ținem cont și de ce s-a întâmplat după ce ne-am născut noi. Evident, mediul, familia, școala și-au pus amprenta pe noi, ne-a modelat într-un anume fel. Experiențele trecute, dacă vorbim de relații, evident că vin cu un bagaj și toate astea ne construiește în viața de zi cu zi. Mai spune-ne, Corina, înainte de final, tot așa pentru cei care poate n-au văzut emisiunea noastră anterioară, n-au ascultat-o, deși poate fi urmărită pe canalul de YouTube București FM sau care, iată, nu au avut acces la informații din numerologie, care sunt cifrele care ne definesc? În situația în care cineva dă acum rapid o căutare pe Google, undeva pe un motor de căutare, care sunt cifrele semnificative pentru un om? Ok, în numerologie facem mai multe calcule, oamenii deja știu de cifra destinului. Cifra destinului reprezintă ceea ce noi trebuie să devenim în această viață. Destinația noastră, poate chiar misiunea. Prin această cifră înțelegem un pic și partea de profesie și ceea ce ne place cu adevărat și unde putem obține succes. Însă, până la ajunge la destin, suntem foarte impactați de vibrația noastră interioară dată de ziua de naștere. De exemplu, o persoană născută pe 26 martie 1950 va avea ca și vibrație interioară cifra 8. Care se obține? Se obține din adunând toate 2 plus 6. 2 plus 6, doar ziua. Vorbim de vibrația interioară. Dacă vorbim de cifra de destin, trebuie să adunăm toate cifrele. Da, 2 plus 6 plus 3 plus până 1 rămânem plus... la una singură. Până adunăm succesiv până rămâne una singură. Și aceste informații se găsesc online, sunt și pe paginile mele. Cum am dat exemplu, această persoană născută pe 26 va avea o mare nevoie să domine în relație. Și dacă este o femeie, îi va fi destul de greu să se lase condusă de partener.
Și aici deja depinde tot felul în care va merge relația de cum este partenerul, pentru că dacă și el va fi o fire dominantă, e clar că vor apărea scântei. Sigur, și uite cum cifrele pot să-ți explice niște lucruri. Da, da. Sau vorbim de persoane care au ca și vibrație interioară o cifră cu foarte multă energie masculină-feminină. De exemplu, o femeie născută pe întâi, oricare lună, va avea tendința să preia controlul și să preia toată inițiativa în relații, să își ia atribuții pe care ar trebui să le facă soțul. Dacă ea nu știe lucrurile astea, va ajunge să se simtă epuizată la un moment dat, să simtă că ea face toată treaba, că evident soțul nu o susține și că nici nu mai are nevoie de el. Că oricum se descurcă și singură. Din păcate, da. Sau și va avea tendința să aibă relații cu un bărbat, evident, cu mai multă energie feminină, tocmai pentru că nu are loc și el să se manifeste. Și cumva ne trezim în relații în care rolurile sunt inversate și asta n-ar fi o problemă, doar să ne asumăm asta. Să știm exact despre ce este vorba. Da, da, da. Și asta ne poate spune, iată, cineva care se pricepe. Da, nu este complicat. Analiza se face destul de rapid. Sunt informații simple. Ce putem face după, ne dăm seama și singuri sau evident că primim sprijin, dar ieșim din ceață. Știm de ce eu, ca și femeie, nu accept ca soțul meu să facă treburile administrative în casă. Eu acum o știu și nu mă mai supăr pe el că pare că nu se implică, iar el își ia o altă responsabilitate ca să mă mulțumească și pe mine și să nu-și uite rolul de bărbat. Corina, unde pot să te găsească cei care vor să afle câte ceva, să facă primii pași în cunoașterea acestui domeniu? A fost una din întrebările care au revenit după prima noastră emisiune. În primul rând, rețelele sociale funcționează. Pe Facebook există pagina Numerolog Corina Stratulat, pe care sunt activă, postez informații, analize personalizate și oamenii pot să-mi scrie diverse întrebări. Există și site-ul club-lide.ro, în care la fel explic destul de mult. Și în viitor o să fac un canal de YouTube, sper să găsesc timp să explic aceste lucruri. Ședințele, analiza se face fie online, dacă sunt persoane din provincie sau din alte țară, uh-huh. Și mă bucur foarte mult de asta, fie ne vedem și stăm împreună și analizăm. Și punem cifrele la locul lor ca să ne povestească despre noi tot ceea ce vrem să ne știm. Ne folosim de ele, aș ne putea folosim. Spune. Da. Corina, mulțumesc foarte mult, a fost interesant. Început de sezon, de primăvară, de dragoste, de relații, de înțelegere, uite, toate pot să meargă foarte bine și foarte frumos atunci când știm exact ce, cum, unde. Și ieșim din ceață. Și ieșim din ceață. Mulțumesc tare mult! Corina Stratulat a fost aici la Întâlniri Capitale, numerolog și antreprenor. Eu sunt Ioana Brușten, mulțumesc dacă ați stat alături de noi până la următoarea noastră întâlnire. Să navigați în siguranță și fericiți și niciodată în ceață. Be smart, be cool, be fresh, be FM.